Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Hitman. Episodul trecut am jucat noi la campanie prima misiune de Showstopper, am fost în Paris la un eveniment, i-am rezolvat noi pe TPA, iar acum avem o nouă misiune. Sunt curios despre ce e vorba, hai să dăm noi start aici. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Bioengineer. Okay. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project, a DNA specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Deci poți să fac un virus ceva periculos. Fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. Își distruge ADN-ul. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us unless Caruso is stopped. Deci pe bună dreptate trebuie să-l oprim pe ăsta. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. A nu doar îl omorâm pe el, îi distrugem și proiectul. Da, mi se pare logic. Avem și o nouă țintă pe lângă tipul ăla. Deci pe amândoi trebuie, că dacă el moare, ea locul. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Ok, interesantă misiunea asta. Bun, planning. Ia să vedem noi ce costume am avea. Am putea costum de ăsta clasic, dar hai să ne integrăm în misiune așa cu un costum de ăsta de italian. Așa, arme pe aici nu ne interesează. Păi hai să dăm start la misiune. Dacă vreți să susțineți seria, nu uitați și voi să apăsați un butonaj de like. M-ar ajuta foarte mult. Durează ceva să încarce din ce văd. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Laboratorul lor e dedesubt. As you get closer to the virus. Probabil sub casa lui sau ceva de genul. Așa, și aici începe aventura noastră, citim și noi în ziar. Bun. Deci, eu cam știu cum aș vrea să-l omor. Am deja un plan pregătit, că Hitman mereu vine cu un plan. Are multe planuri el. Dar noi vom urma unul singur. Noi acum avem nevoie de un keycard pe care o să-l folosim mai târziu ca să deschidem un laborator. Adică laboratorul acela în care noi trebuie să intrăm să distrugem virusul. Și acel keycard îl găsim noi în apartamentul ăsta. Așa că va trebui noi să-l luăm pe aici. Așa. Mai știu la ce etaj era tipul ăla. Nu trebuie să-l omorăm, numai să-i luăm keycard-ul. Cred că e sus aici. Nu cred că mai sunt scări. Da, 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 aici, la ultimul. Ia uite, la acolo, la balcon. Am putea să intrăm. Dar e încuiată și n-avem keycard, cred. Nah, n-avem. Păi atunci sunăm aici la sunerie și l-așteptăm. Sper că nu ne vede. Haide bă, dar ai auzit sonerie. Hai bă, da, hai că vine. Iar el acum ar trebui să ne descuie el ușa, să o lase descuiată ca noi să intrăm. Uite-l, în chiloți. Filma și el pentru YouTube, probabil. Și-a făcut o pauză de la o țigară pe balcon. Așa. Acum trebuie să așteptăm să se întoarcă înapoi pe balcon. Și noi avem ușa descuiată. Bun. Acum nu știu de keycard-ul, ce avem noi aici. Uite, ăsta e keycard-ul pe care trebuie să-l luăm. Și avem și ceva hăinuțe de deghizat. Perfect. Acum hai să ne cărăm de aici. Stai să facem mai repede aici.
A, uite, și cheia de la apartament. Hai să luăm și pe asta. Ia uite, bă, se juca Hitman. Eu v-am zis că filmează aici, uite, cu căști, cu birou frumos. Aia zic, respect. Așa, hai să coborăm pe aici. Iar acum, noi avem nevoie să luăm telefonul de la un tip. Și nu putem să-l luăm așa ușor în jocul Hitman, ci trebuie să îl eliminăm. Hai să luăm noi pe aici. Muzică, operă, așa în Italia. Suntem în bucătărie. Vreau să găsim niște o travă pe aici. Asta că am văzut-o. Da, niște o travă de șoareci în bucătărie pe blat. Nimica normal. O luăm că avem nevoie noi. Ne vom reîntoarce în bucătărie, dar nu acum. Salut, Vericu. Vezi că e frumoasă priveliște, n-am să mint. Și mi-ar place să locuiesc eu într-un oraș de ăsta. Orășel. Bun, hai să continuăm. Hai să băgăm un sprint, să nu pierdem timp. Vă dați seama dacă e plătit pe ore, Hitman. Trebuie să se miște repede. Niște bărcuțe pe aici, un port. Totuși ar fi păcat să nu ne bucurăm de priveliște asta. Dar nu știu care e ținta noastră care are telefonul. A, uite-l acolo. Silvio. A, ăsta e tipul de fapt pe care să-l eliminăm. LOL. Trebuie să-i turnăm aici niște o travă în sticla asta. Ce el ar trebui să bea? Salutare. Și acum să-l așteptăm. Probabil n-are chef să bea apic acum. Ia să ne fățim după el. Ia să vedem ce mai găsim noi pe aici. Tipul ăsta cu armă. Uite mă. De asta de tuns gazonul. Și cu asta puteam să-l omorâm, cred. Văd aici, puteam să facem o scurgere de ulei. Ia uite ținta noastră, dar vezi că ăsta ne recunoaște, fuck. Mă, s-a atâtea ținti pe aici. Dar eu vreau să iau telefonul lui Silvio ăsta. Haide, nu ți-e siete aici, tot stai atâta bătaia avântului, poate se usucă gâtul. Aia că se duce acum. Perfect. Eu stau aici cu minte, n-am ce treabă. Sunt domnul bucătar. LOL, ăla să se joacă golf. I s-a făcut rău ăsta. Cât de metal? Mă, nu știu. Ar trebui să duci puțin până la baie. Și cât se duce la baie, noi luăm telefonul. Adică mai mult eliminăm și luăm telefonul. Dar nu-l omorâm. Asta e ideea. Na, și eu pe aici. Așa, hai să închidem noi ușița. Ia vină tu încoace. Așa. Nu să-l omorâm. Trebuie doar să-l... să-i luăm noi telefonul. Dar vreau să-l car de aici. Că dacă intră ăștia, îl văd. Și-l băgăm în dulap. Puteam să dăm drumul la chiuvetă, dar inundam baia, dar nu știu ce aș fi vrut să fac asta. Iar acum ne deghizăm în tipul ăsta. Și vreau să văd unde era și telefonul. Cred că eu rămas aici pe jos. Da, uite-l. M-a sperat că-s pete de sânge pe aici. Iar acum că avem telefonul lui, putem să o sunăm pe tipa aia, Francesca. Fiindcă ei oarecum erau împreună sau ceva. Era o situație amoroasă între ei. Și o chemăm aici să vină. Și fiind ei doi împreună, fiind și cameră privată, nu o să vină cu bodyguard sau ceva. Și aici putem să o rezolvăm. Hai să sunăm. It's me. Roberto, Silvio let you off early? I want us to meet. Your room. I should say no. But you won't. See you soon.
Așa. Romantic note. Ok, de ce aș vrea să o iau? Este în ce mai putem lua note pe aici? A, uite, puteam să o atrăvim și pe ea, cred. Dar ea n-ar trebui să ne recunoască. Că noi, teoretic, suntem altcineva. Vreau să stingem noi TV-ul ăsta. Și ia să o așteptăm noi frumos aici, în întuneric. Așa. Și ia uite-o pe doamna Francesca. Era cu noi să o așteptăm aici până vine. Ca să o eliminăm. Ia că se apropie. Și vine tot cu bodyguards, dar bodyguardsii rămân afară la ușă. N-au voie să intre, că n-am loc privat. Chide ușa după tine, măi, n-ai ușa acasă. A, noroc că se închide automat. Candles, my favorite. You are impossible. Sunt foarte romantic, dragă, știu. Look. Don't talk. Just listen for a second. Nici nu mă obosesc să vorbesc. I like you, Roberto. You're a lot of fun and I could even see this under the right circumstances. We The situation, it's complicated. Siguranță e complicat. Iubire. Noapte bună. Nu trebuie să te mai gândești tu la Roberto. Iar acum îi rupem puțin noi gâtul. Gata. El am îndreptat de fapt, pardon. Doamne, cum să-i rupem? El am îndreptat, avea o problemă. Iar acum o băgăm și pe antul ap. Lol. Dar îl punem lângă Silvio. Însă Silvio nu-i mor și când se trezește, o vede pe asta moartă antul ap. Așa. Opa. Asta nu stă în picioare. Așa. Hai să luăm și scrisorica. Și ia uitați ce a lăsat Duduia. A lăsat keycard-ul de la laboratorul acela. E perfect. Cum ar trebui noi să ne... Ia să nu ieșim noi pe aici. Bă, stai că-s bodyguards. Ar trebui să plecăm prin altă parte. Suntem nevoiți să o luăm altfel. Dar nu cred că e bine pe aici. Ce cu camera asta? O avem aici un cuțit. Da, nu pe aici trebuie. Am eu nevoie de un geam. Bă, au intrat ăștia fix acum. Not good. Hai că am scăpat. Așa. Acum mergem noi frumos la bucătărie. Ne vom ocupa de cealaltă țintă a noastră, Silvio. Trebuie să îl aducem noi puțin la cină să mănânce. Și o să găsim noi aici. Nu mai avem o travă și nu o să-l otrăvim. Pe el omorâm altfel. Ia vedeți noi ce avem aici. Avem niște spaghete expirate și nu o să-l otrăvească. Dar genul să-i se facă rău și o să vină la noi. Acum cum eu pun eu mâncare. Ia să vorbesc eu cu domn bucătar. Ia. Pot să gătesc eu? Sorry, I'm late. You're damn right you are. Never mind. You can finish this tomato sauce. Maybe you can get it right. I seem to be jinxed. When you're done, ring the dinner bell. Sure thing, boss. I'll give it. Da, nicio problemă. Ia să gătim noi aici. Paste. Aia zic spaghete. Băi, n-am să mint. Îmi plac mult spaghetele. Dacă n-ar îngreșa, aș mânca o groază. Dar gen în exces îngreașă, dacă mănânci moderat, nu. Iar aici îi punem noi, uite, puteam să-i punem și o travă, n-o să-i punem niște spaghete expirate. Și cred că asta e tot. Acum lăsăm noi să se facă alea. Ia să vedem să mă recunoaște, nu mă recunoaște. Și vom da aici noi la clopoțel, ca să spunem că cina e gata. Cine era, nu? Cea dinner. Da. Iar acum noi îl vom aștepta să vină să mănânce. Ia uite-l. Numai că vine cu bodyguards-ul lui și asta e enervant.
Ia stai tu puțin. Nu știu cum aș putea să mă apropii de el. Ia stai tu. Oare pot să mă deghizez în Roberto ăla? Na, se prind ăștia. Vreau să mă uit la ăla. Că mănânc acum. Ia. Ia vedem că așteaptă masă. Ia vine și domnul bucătar. Îmi pare rău pentru ce să urmezi. Păi voi vedeți cum mi-e să genunchii prin asta. Ia. Iar cum se apucă de mâncat băiatul nostru? Uite, ăsta e prânzul, dar scrie acolo dinner bell, dar cred că așa se cheamă clopotul. Delicios. Bun, acum, dacă el stă și mănâncă, noi vom trebui să-l așteptăm în altă parte. Și ar trebui să ne grăbim. Tu ce cauți aici, nemernicule? Opa! Nu trebuia să întâmple asta. Hey, what's for dinner? No, what's for dinner? Lasă-mă aici. Asta e că vin aia. Fuck! Hai că o pleca și ăla. Cât pe ce să ne prindă? Nu știam că se află aia acolo. Iar aici noi trebuie să-l așteptăm pe ăla că i s-a făcut rău după ce a mâncat. Nu prea simte bine. Ia te, se ține de burtă. M-am luat pe nepregătite aia acolo în cameră. Am mai fost odată, dacă știți, și nu era nimeni. E așa cum vine ăsta, aici. Și vine singur, bun că nu vine cu bodyguards. Ia. Mamă, și puțin rău. Și avem două posibilități. Ori îl împingem, ori îl culcăm noi, dar o să-l împingem. Ups. Ah. Dar tu, de ce ai venit, Stiuți? Ah, trag ăștia după mine, pe idioții. Gata. Trebuie să-l eliminăm și pe ăsta. Că mă supără el. Dar tot s-a trezit acum. Cum îmi încarc arma? O să mă deghizez în ăsta? Da, da, da. Hai că ne-am deghizat. Ne caute, dar nu ne mai găsesc. Că nu mă recunosc. Am greșit puțin acolo, ce-i drept, dar nu am știut. O porni și alarma. Bun, și acum noi intrăm frumos în căsuță. Uite, aia doi mă pot recunoaște. Așa. Ia să ne cărăm noi de aici. Trebuie să intru prin altă parte și nu știu cum fac acum. Ia să mâncăm și noi din pasele astea, că tare mi-e pomică. Hai că... Nu o facem noi de-astea. Trebuie să intrăm noi tot în casa asta, cred. Sau pe aici? The mansion. Ba, nu, 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 uite aici, am intrat noi bine. Să găsim niște scări care coboară. Mă enervează alarma, uite, l-o găsit pe asta. Am omorât noi mai mulți, nu trebuia, da, aia e. Niște scări trebuie să găsim. Dar nu sunt astea scările corecte. Nu cred că în casa asta. Stați că acum m-am cam pierdut. Scărțile foarte mari. Cred că e safe să luăm pe aici acum. A, uite, pe aici trebuie să-l iau. Na, mă recunoaște idiotul ăla.
Așa. Iar acum, pentru că am luat keycard-ul de la începutul episodului, putem să-l folosim noi aici. Aia zic. Mamă, dar ce bine arătăm așa. Mă, nu ne recunoaște mai nimeni pe aici. A, ba da, vezi că mă recunosc ăștia. Apoi am nevoie de o uniformă de asta de a lor. De paznic. Iar tipul ăsta e singur el, deci. Perfect! Ia vine tu încoace. A, de ce te-ai întors tu? A, să-l băgăm noi aici. Așa, ia dăm tu și hainele tale. Ar trebui să-i luăm pistolul de aici, că dacă îl vede pe jos, să-și spună întrebări. Nu știu dacă se plimbă cineva pe aici, așa că ia să-l lăsăm noi aici. Perfect. Acum n-ar trebui să ne mai depisteze nimeni. Și hai să coborâm noi frumos pe chestia asta. Aia zic. Deci țintele le-am eliminat, mai avem un singur obiectiv și acela este să distrugem virusul pe care ăștia l-au creat. Și am nevoie acum de o hăiniță de asta de doctor. L-avem pe nenică ăsta aici. Mă, dar și ăsta s-a întors. Mă termină, toți întorc. Uite ce cutie avem aici, e ceva mai modernă. Ne luăm și hăinuțele. Entering the Ether Lab requires a key card and a uniform. Luckily, it seems both are within reach. Așa, era cum să un medic frumos, nu ar trebui să ne facem griji decât de tipul ăsta, că probabil e șeful și știe personalul. Acum trebuie să mergem să distrugem virusul. Ce mai avem aici? Uite, încă niște motravă. Uite, ăla mă poate depista, deci ar trebui să-l aștept puțin. Mă vede ăla. Ar trebui să iau o monedă să îi distrag atenția. A, sau hai că pleacă. Perfect. Zin că pleci. Sau știi ceva? Hai să mergem noi acum. Salut, salut. Nu mă băgați în seamă pe mine. Asta n-are niciun stres. Iar aici e laboratorul. Deschidem noi cu keycard-ul. Și ia uitați unde ne-am infiltrat. Asta se deschid. Hopa, 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 hopa. Nu o să avem să fac. Băi, deci nu pot să înaintez prin alte locuri. Că mă verifică ăștia. Ia să ne ascundem noi aici. Era o doamnă care s-o cam prins schemă. Da, hai că se retragem. Așa. Noroc că avem keycard-ul și putem să deschidem ușa asta de fiecare dată. Iar acum noi trebuie să intrăm acolo și nu putem intra dacă suntem îmbrăcați așa. Și ne luăm noi costumații de asta. Vezi că arată fain. Ce vibe fain îmi dă. Ăsta-i laboratorul, din laboratorul ăla mare. Și unde e virusul? A, aici e în mijloc. Bun, cum îl distrugem? Nu putem de față cu ei. Ia să le distragem noi puțin atenția. A, hai să sabotăm calculatorul ăsta. Sper acum să nu pornească alarma peste tot, că... Au, da. Cam asta se întâmplă. Hai, măcar nu și-a dat seama că eu am făcut asta. A, eu pornisem. Ele s-au oprit ventilatoarele astea, wow. Uite, mai trebuie să mai sabotez eu ceva pe aici, dar nu știu cum. A, uite, asta. Hai să-l punem noi pe ăsta. Am făcut bine? Aia zic.
N-am făcut nimic. Eu n-am făcut nimic, eu mă cum pe aici, eu mă uit. Da, 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 foarte interesant, vezi ce văd. Perfect, ocazia noastră. Ia, ridicăm noi temperatura și la temperaturi mari nu prea cred că o să reziste virusul. Iar noi ne facem treburile pe aici, nu... Noi n-am văzut nimic, nu, nu, nu. Și acum cred că trebuie să așteptăm să se distrugă. Sper că nu bubuie. Hai de bă, da, cât îți ia? Ia că s-o supra-ncins. Gata. Asta a fost tot. Ne-am completat misiunea, totul bine, frumos, nu ne-a prins nimeni. Aproape, era cât pe ce. Dar e greu, n-am să mint. Așa. Hai să ne dăm noi jos costumul ăsta. Și ne-am cărat de aici. Eu zic că ne-am mișcat destul de repede. Ia, vezi că-i ăsta aici. Cum îi distragem noi atenția? Asta e că s-a întors iar el cu spatele. Sunt foarte mulți care se prind că nu-s eu. De aici. Așa, și hai să ieșim pe aici. Nu cred că trebuie să ne mai întoarcem. Să... plecăm cu avionul ăsta. Îți dai seama câtă atenție atragem? Da, dacă ne-am cărat de aici, nu mai contează. Și... we are done. Let's go. Hai că a fost faină misiune, mi-a plăcut. Data viitoare când o să mai jucăm Hitman, eliminăm în alte feluri. Câte feluri de a elimina erau. Văd acolo ceva. Cu o cruce, cu biserică. Deghizam în preot. Da, vezi că am completat și noi ceva chestii pe aici. 30.000 de XP, mamă, e bun așa. 25 de minute, 24 jumate. Numai 2 stele din 5. Ah. Ne-am cam dat de gol, cam asta a fost problema. Hai să dăm next. Keep all. Să vedem cutscene-ul. O săptămână mai târziu. The security is in the dark about the incident. I feared the company knew about the virus, not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Aici ai cu o săptămână mai târziu după ce s-a întâmplat evenimentul din laborator. Cam distrus virusul și nu mai e. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. Tipul ăsta e dubios. Iago exposed you. I see I did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you mind? How do you expect? I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. Take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even. Gata, o rezolvă și pe asta. Da, și cam asta a fost misiunea. Hai să dăm noi exit-ul menu. Rămâne ca data viitoare să continuăm cu următoarea misiune din cap. Pania noastră.
Uite, câte mai avem? Una, două, trei, patru. Patru misiuni mai avem din primul joc. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!